Vă salut, colegi, columbofili. Astăzi am dat drumul de dimineață și avem un pripășit. Ia uitați cu chip. Deci am coborât ai mei și direct a picat aici pe pușcă. Ia uitați. I-am pus niște boabe acolo să mănânce. Sper să mănânce și să plece. Ia uitați, le-a rupt. Este rupt. Cine știe de unde au venit? Am mâncat câteva boabe și mă uitați. Cred că pleacă. Doamne ajută. Ar fi bine. Este cam crud pentru zboruri. O fi început zborurile de seria a doua. Nu se știe nimic. Chestia e că eu voi fi plecat câteva ore și mie să nu intre în cușcă. Dacă dau după el, zboară cu ai mei și se întoarce. Ia uite, spun, s-a dus. Vedem. M-am întors după vreo două ore acasă, au avut niște treabă. Și văd că pripășitul nu mai este. Sper să fi mâncat și să fi băut apă. Îi pusesem aici niște apă și mâncare. Sper să fi făcut treaba asta. Seria n-am apucat să o văd, fiind afară n-am avut de unde să mă uit. Porumbei văd că se prezintă binișor. Trebuie să încep să-i pun din nou în formă, că două săptămâni am lipsit. Am niște treabă și trebuie să-i repun din nou în formă. O să le fac niște antrenamente 10, 20, 30, 40, așa, poate și mai rare. Să-i repun din nou în formă.